Bună, dragii mei tauri, bine v-am regăsit aici pe canalul Raze Divine. Sper că sunteți cu toții bine acolo unde vă aflați în acest moment. Dragii mei, am revenit cu lectura pentru luna iunie 2024. Dragilor, vreau să vă reamintesc că această lectură este una generală. Nu se poate potrivi la fiecare mesajele din această lectură. Voi luați doar ceea ce simțiți că vi se potrivește. Pentru o etalare personalizată îmi puteți lăsa un comentariu sau îmi puteți scrie pe Facebook sau Telegram. Dragii mei tauri, în această lectură voi folosi două tipuri de carduri. Cardurile de tarot al clarvăzătorilor. Este un pachet de cărți nou achiziționat. Este pentru prima dată când îl folosesc în etalările mele. Vreau să știți că înainte de a începe o lectură, de a începe o filmare, toate cardurile sunt purificate și pregătite pentru voi. Cel de-al doilea pachet de cărți este de fapt un oracol, oracolul Magia Pământului, un oracol foarte frumos, sper să rezonați cu mesajele acestui oracol și nu numai. Dragii mei tauri, începem lectura cu tarotul clarvăzătorilor pentru luna iunie 2024. Pentru toți cei care aveți soarele, luna, ascendentul în taur, vă puteți spune și o dorință sau mai multe. Rămâneți până la finalul acestui video și poate veți primi și răspunsul. Dacă nu la toate dorințele, măcar la una. Iar dacă sunteți interesați de un taur, la fel rămâneți până la final și aflați cum va fi luna iunie pentru taurul care voi sunteți interesat. Să vedem cum va fi luna iunie pentru voi, dragii mei tauri. Pe aspectul sănătate, dragoste, bani, carieră și multe altele care voi vreți să știți. Primul mesaj este de la o regină, regina de spade. Această regină grațioasă, cu înțelepciunea ei, este în adevăr și dovezi. Poți fi tu această regină, dragă doamnă, domnișoară, taur. În această lună, drag taur, evită bârfele. Regina de spade îți cere să fii sincer în relațiile tale, direct în discursul tău și plin de duh, dar mai ales să aduci la masă raționamentul tău clar și imparțial. Uneori, acest stil de comunicare poate părea rece sau tăios pentru unii, așa că în cazul tău indică faptul că gândurile tale și modul în care le gestionezi vor juca un rol important în această lună. O situație viitoare vă poate cere să vă rețineți în mod conștient răspunsul emoțional. Deși acesta va fi un exercițiu de control din partea ta, rezultatul va fi mai bun. Analiza ascuțită, să-i spun așa, și luarea în considerare atentă sunt întotdeauna mișcări inteligente, la fel ca posibilitatea de a vă conecta clar cu ceilalți într-un mod ușor de acceptat și înțeles.
O inimă limpede și o minte limpede îți vor permite să spui adevărul mereu. Vei avea o lună unde vei vorbi cu înțelepciune și claritate. Merge mai departe cu un rege, regele cupelor. Aici vorbim de iubire. Văd un semn de apă aici, acest rege este rac, scorpion sau pești. Acest rege reprezintă pe cineva pe care îl cunoști deja sau îl vei cunoaște. Este probabil un bărbat cu vârsta de peste 40 de ani, ten închis la culoare și ochii albaștri. Poate fi un rac, așa cum v-am spus, un scorpion sau un pești. Este o persoană bună, un om onorabil, de încredere și respectat. Oamenii îl caută adesea pentru sfatul său înțelept. El este înțelept și are o înțelegere profundă a lumii. El este ideal pentru poziții de putere în care nevoile altora sunt preocuparea sa principală. El este de asemenea un soț sau un tată minunat. Această carte, acest rege, mai poate semnifica, dacă vrei să te căsătorești, să ai o familie, acum este momentul. Dacă ești femeie, poate însemna că l-ai întâlnit deja pe acest bărbat. Permiteți inteligenței voastre emoționale să vă ghideze în timp ce căutați să uniți logica, bunătatea și dragostea. Dacă vă aflați într-o situație care vă cere să navigați în energii tumultoase, găsiți-vă seninătatea întemeiată, alegând cu calm grija și diplomația în locul forței. Pentru unii nativi poate sugera că s-ar putea să vă simțiți retras, capricios sau temperamental. Stați departe de situațiile care se simt manipulatoare din punct de vedere emoțional. În schimb, drag Taur, caută să înțelegi pe ceilalți prin empatie, toleranță și compasiune, iar împlinirea emoțională va fi a ta. Inima ta deține înțelepciune și iubire profundă și o folosești pentru a conecta și a conduce. Mergem mai departe cu un valet de cupe. Există noroc și magie aici. La fel ca prima dragoste sau un prim sărut. Orice este posibil în acest moment. Dragul meu Taur, fii deschis la miracole extraordinar de minunate. Aduceți entuziasmul copilăresc către necunoscut și salutați orice răsturnări neașteptate ale călătoriei voastre. Fiți deschiși la inspirație din cele mai ciudate locuri și acordați atenție gândurilor intuitive care sosesc. Acestea vă vor da aripi creativității. Pe măsură ce vă bucurați de această perioadă de gândire, ciudat de unică, asigurați-vă că nu sunteți prea sensibili sau nu vă blocați propriul flux pentru că încercați să controlați procesul. Lăsați emoțiile să urmeze frimiturile bucuriei. Fă ceva prostesc, să spun, joacă-te puțin. Rămâneți curioși în legătură cu orice sentiment de uimire și permiteți visătorului din tine, sensibil, fiind să viseze. Avem aici două monede.
Văd o jonglare aici, cu toate acele roluri și responsabilitate cu care ați jongla până acum, este posibil să vă simțiți puțin dezechilibrat. S-ar putea să simțiți nevoia să echilibrați mai bine dualitățile sau aspectele opuse ale vieții voastre, cum ar fi timpul vostru și timpul cu alții, sau viața voastră materială și viața spirituală. Asigurați-vă că nu investiți prea multe resurse într-un domeniu din detrimentul altuia, mai ales când ambele sunt la fel de importante. Chiar dacă această carte sugerează că probabil ești capabil să gestionezi totul, îți dorești atât de mult jonglerii. Dragul meu Taur, pune o parte din energia ta prețioasă pentru a crea un echilibru pe care îl iubești absolut, unul care să-ți lase timp să lucrezi, să te joci, să iubești și să creezi. Acest echilibru nu va lua din rezervele tale de energie, ci se va adăuga la el. Creezi un echilibru în viața ta care îți permite să fii cel mai bun sine al tău. Mergem mai departe să vedem ultimul mesaj din tarotul clarvăzătorilor pentru voi, dragii mei, Taur, luna iunie 2024. Avem un as de cupe aici. Acest as vine cu un mesaj extrem de pozitiv, de începuturi vibrante. Marchează nașterea relațiilor, a conexiunilor emoționale și a sentimentelor profunde de dragoste și prietenie. Emoțiile tale sunt o magie puternică. Cultivați-vă capacitatea de a apela la sentimente expansive, optimiste și profund radiante și trimiteți în mod conștient valuri ale inimii în lume. Ele vor deveni faruri puternice pentru a trezi noi aventuri, romantism și bucuria extinsă pe care o chemați în viața voastră. Taurule, capacitatea ta de iubire se extinde, așa că verifică-te și asigură-te că nu îți reprimi capacitatea de a te conecta cu ceilalți ca urmare a faptului că ești excesiv de protector. Extindeți cu atenție dragostea pe care o simțiți și către propria inimă. Iartă-te pentru greșelile din trecut și găsește un cap de fântână pentru vindecare. Cu cantități mari de autoacceptare, pregătește-te să te extinzi. Apar afinități interesante și este timpul să vă deschideți și să vă acordați permisiunea de a vă adânci rudenia cu viața din jurul vostru. Dragul meu Taur, inima ta este deschisă și plină de iubire în această lună. Mergem mai departe să vedem mesajele din oracolul magiei pământului pentru voi, dragii mei Tauri, luna iunie 2024. Dragilor, dacă rezonați cu mesajele acestor carduri, vă rog să îmi lăsați comentarii, să mă bucur și voi și eu. Avem aici o cascadă. O reușită fără efort.
Ai ajuns la marginea zonei tale de confort și te trezești că lupți pentru a rezista să treci dincolo de acea prăpastie percepută despre cine ești tu, cum poți fi sau ce poți face. Spiritul îți cere să treci dincolo de margine și să-ți permiți să faci asta cu ușurință, mai degrabă decât să te lupți. Da, uneori efortul fizic este necesar, dar atunci când este efectuat cu fluiditate și grație, chiar și atunci când sarcina pare descurajantă, vei descoperi că mișcarea merge fără efort. Mergem mai departe cu o renaștere în iubire. Avem aici acest ciclu de renaștere pe care îl experimentezi, urmează un timp considerabil de provocator. Orice lacrimă pe care ați vărsat-o au deschis calea pentru ceea ce a fost în gestație, să spun așa, care este acum copt și gata să iasă la iveală. Ceea ce nu vă mai servește trebuie să fie pus la odihnă pentru ca o prospețime și o noutate de spirit să se facă cunoscută. Avem karma aici pentru unii dintre voi. Karma. În timp ce ADN-ul pe care l-ai moștenit de la părinții tăi biologici are o componentă fizică, el are și un model sufletesc care s-a unit în crearea ta. Dragi tauri, sunteți predispuși să urmați dictatele karmice ale acestui tipar într-o oarecare măsură. Dar pe măsură ce evoluați în conștiința voastră, puteți face alegeri care schimbă și modifică acest design ancestral. Acesta este unul dintre acele vremuri. Eliminați blocajele din viețile trecute. Obțineți dragostea, obțineți sănătatea și fericirea. Veți învăța să recunoașteți și să depășiți tiparele emoționale destructive și atitudinile autosubminatoare pentru a câștiga limpezimea minții, a vă atinge țelurile, a vă îmbunătăți relațiile cu ceilalți, aliniindu-vă astfel scopul vostru existențial superior. Mai departe, avem aici o floare de lotus. Nu trebuie, drag taur, să te străduiești să fii condus de ambiția spirituală. Nu este bine să încerci să forțezi creșterea asupra ta sau asupra altora, de altfel. Permiterea este cheia aici. Permiteți locului din tine care dorește în mod natural să urmeze lumina, să facă acest lucru, recunoscând în același timp că chiar și atunci când ai credință deplină, te vei confrunta cu provocări și ocazional cu suferință. Mergem să vedem și ultimul mesaj din oracolul magiei pământului, un mesaj de încheiere pentru tauri luna iunie 2024. Dragii mei, țin să vă mulțumesc pentru abonare, pentru comentariile voastre frumoase, pentru timpul și energia voastră petrecută aici pe canalul Raze Divine. Pentru cei care nu ați reușit să vă abonați, vă rog să o faceți.
apăsând butonul abonează-te din dreapta sus a canalului. Așa veți primi notificări cu tot ce postez eu aici pe canal. Vă mulțumesc! Văd o finalizare aici, o lună plină. Acum la încheiere de lectură vă pot spune că vă puteți bucura, să știți că orice pe care ați lucrat până acum a ajuns la punctul culminant. Deci dacă unii dintre voi v-ați pus o dorință, să știți că este un da. Se va îndeplini acea dorință. Poate că a fost un ciclu relativ scurt sau unul mult mai extins, dar indiferent de durată, ați ajuns la stadiul de finalizare. Lăsați-vă să simțiți mulțumirea și satisfacția acestei realizări mai degrabă decât să vă grăbiți la următorul punct de pe ordinea de zi, fără a acorda timpul și spațiul adecvat pentru a aprecia și onora ciclul natural de eliberare care urmează unui punct de rezoluție. Cam atât, dragii mei tauri, mă opresc aici. Vă doresc o lună iunie cu multe binecuvântări, sănătate, iubire, prosperitate și tot ce vă doriți voi să vi se îndeplinească. Ne reauzim cât mai curând într-o nouă lectură. La revedere!